Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Momente de teamă pentru angajații primăriei, în timp ce își desfășurau activitatea în curtea viitorului azil de bătrâni construit în curtea fostei unități militare din Tudor Vladimirescu, aceștia au descoperit o grenadă. Pirotehniștii din cadrul ISU Brașov au ajuns la fața locului unde au constatat că grenada nu prezenta niciun fel de pericol. Surprinzător este faptul că timp de 2 ani s-au realizat lucrări pe acest teren care a aparținut cândva unității militare, însă nu a fost descoperită astfel de muniție. Astăzi, angajații primăriei au descoperit o grenadă în timp ce își desfășurau activitatea de înlăturare a vegetației în curtea viitorului azil de bătrâni. E vorba de o grenadă, înțeleg. Noi realizăm aici o lucrare de regularizare a acestei zone și de înlăturarea vegetației. Colegii din primărie lucrau pentru igienizarea zonei, au descoperit această grenadă și sigur că am procedat așa cum se cuvine, am anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență și probabil geniștii vor veni în perioada următoare pentru a degaja zona. Până atunci, colegii din poliția locală vor supraveghea zona. La fața locului au ajuns specialiști din cadrul ISU Brașov, care au constatat că grenada găsită nu prezenta pericol. Tehnica de ultimă oră. Cu asta transportăm, da? Nu prezintă pericol, nu are focos, e grenada goală. La ora 8:35, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost anunțat că în localitatea Făgăraș s-a găsit o grenadă. Ne-am deplasat imediat la fața locului, echipa pirotehnică, unde am identificat o grenadă ofensivă. Această grenadă nu prezenta niciun fel de pericol, era fără focos și fără încărcătură. A fost ridicată și transportată în vederea distrugerii. Anul trecut, un setean din Felmer a murit după ce a încercat să taie cu bonfire-ul un proiectil de artilerie.